Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la manifestarea noastră. Astăzi este o zi deosebită pentru Bârlad. Îl avem oaspete pe unul dintre artiștii reprezentativi contemporani, domnul Ioan Grigore, pe care îl scrie. Care este însoțit de bârlădeanul nostru, dar de valoare națională, domnul Corneliu Vasilescu. Schimbăm un pic ordinea vernisajului pentru că am primit un mesaj de la domnul primar și dau cuvântul doctorului botezat. Poftiți. La această manifestare mi s-a acordat doctorului Tăvărescu o diplomă de excelență din partea primăriei și a Colegiului Medicilor din Galați. Eu fiind cel care trebuie să eu urmânez și am găsit nimerit acest moment. Doctorul Tăvărescu nu știa despre ce vorba. Am discutat cu toată ziua. Să știți că această situație n-a fost programată. Eu mulțumesc pentru surpriza pe care ne-ați făcut-o. Astăzi această manifestare este organizată cu sprijinul domnului primar și a Fundației Culturale Dr. Clara Constantinescu. Îl invit pe domnul Corneliu Vasilescu să ne prezinte expoziția. Vă lucrăm de o perioadă bună de timp, membrii Uniunii Artiștilor Plastici și ne-am cunoscut destul de bine și am moldovenit. Sunt din Moldova de Nord, eu pe din Moldova de Sud. La facultate ne-am întâlnit dumnealui, eu când eram student, dumnealui deja era profesor. Reputat, profesor de artă monumentală. Vineau cu această vocație de Nordul Moldovei, acolo s-au născut între mănăstirile alea mari și frumoase și importante ca dar mai târziu l-am cunoscut ca artist plastic și nu unul dintre cei care putea fi trecut sub vederea oricum. Și am să vă povestesc acum un amănunt din culisile, să spunem așa, din partea lucrativă, care nu se face la vedere nici în un caz, având în vedere tot ce pune și timp și se poate spune. Exista un departament în cadrul ministerilor care departament avea foarte mare grijă de ceea ce cum se reprezenta țara românească în străinătate. De obicei, aceste reprezentări era dată pe mâna unor indivizi cu anumită autoritate artistică verificată certificatul profesional. Așa? Și trebuia să treacă și pentru pregătirii profesionale respective, cum erau universitățile noastre pe primele 6 ani, și se concentrau, se decantau aici valorile naționale. Din rândul acestor valori naționale se constituiau niște expoziții de artă plastică. Erau pe 3 planuri reprezentate. Aceste reprezentări se făceau în preajma unor listii guvernamentale care făceau ai noștri acolo și o să știți că și ei, când făceau la noi, când ne-am dus în străinătate și am luat contactul cu departamentele cu care noi colaboram, găseam aceleași structuri. Ia seama, un priceput în materie de artă, un priceput în materie de muzică, un priceput în materie de dans, de teatru, de literatură, toate departamentele astea erau pe birou și fiecare își pregătea această contribuție la evenimentul premergător al vizitei. La noi, de obicei, se făceau aceste chestii numai la nivelul 0, adică când era președinția reprezentată. La eșaloanele interioare nu se mai puneau în mișcare aceste instituții. Domnul Ioan Grigore,
Bun venit la expoziția lui Ion Grigore. Ion Grigore cu gâmii, așa, aduc mulțumire domnului primar Constantinescu, domnului Ițuc, domnului Teodorescu și am înțeles. Colegul meu, care văd că știi mai multe despre mine decât știu eu despre mine. Am avut o sară. Ce să vă spun? De vorbit nu pot vorbi. Uite, singurul pictor care mă vorbește mult mai mult decât vorbesc pictorii. Eu ceea ce am de spus, uitați, sunt vorbile mele s-a agățat cu părinți. Acolo citiți dumneavoastră sau ascultați ce am vrut să spun. De la mine, deocamdată pot să vă spun că sunt un om care am făcut o secție care nu e de picturi, se cheamă pictură monumentală, murală, sau cum se zice, din păreți. Și am vrut să fac și pictură, cum a făcut dânsul. Exact. Da. Și pictura am făcut-o pe urmă, după ce am făcut monumentală. M-am apucat de pictură, pictorii cu aia din monumentală, că am făcut pictură bisericească, pictorii de biserici îmi spuneau, băi, tu du-te dincolo, că ești mai bun pictor decât pictorul de biserici, de biserici. Și ăștia la alții spuneau, du-te dincolo la biserică, acolo ești mai bun. Și uite, așa am rămas între amândouă. De-a lungul anilor și m-am format pe linia tradiției, că eu întotdeauna am spus că la început a fost în pictura de perete și pe urmă a apărut pictura independentă, așa, de ceva de pânză. Știi, cum se naște până și ajunge să facă, până ea se părește. Așa m-am format. Și vedeți și ceea ce sunt. Eu vă foarte, foarte mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Am mai făcut expoziții prin partea asta a Moldovei, am pornit cu Chișinău, nu știu cum s-a întâmplat, și pe urmă am venit la Iași și m-a luat cineva și la Vaslui, fată, și apoi m-am ajuns la Vaslui. Deci, poate tot Dumnezeu să-mi vântă tot Moldova. În partea din Nord am sorbut. Mai întâi de toate, țin să mulțumesc sincer, dumneavoastră inima, celor doi maestri ai PNL-ului din România, unanim recunoscuți atât în țară cât și pe plan extern și câteva exemple s-au dat ceva mai devreme, pentru faptul că ne-au onorat cu prezența lor aici la Bârlad. Tocmai de la București am venit, pasul de foturi foarte bate, deși vremea cum este, domnile lor au dorit și s-au bucurat să vină în acest, să spunem, pilon sau templu mai mic al culturii din Moldova, să vină la Bârlad și să expună persimezele acestei generoase galerii. Vina îi aparține în primul și în primul rând domnului Cornel Vasilescu, domnului profesor Cornel Vasilescu, cel care iubește atât de tare orașul Bârlad și știți foarte bine lucrul acesta și am să mai spun doar cuvinte dacă nu este permis după aceea, în legătură cu dragostea pe care îți spară pentru Bârlad și reciprocitatea acestui sentiment, vă voi spune despre ce. În orice caz, cum s-a întâmplat? În primul rând, așa cum s-a spus și aici, sper să nu vă obosesc prea tare, dar sunt niște lucruri simple pe care vreau să le spun și simt mai bine să le spun. Fundația Dr. Clara Constantinescu, al cărui președinte sunt eu și unul din membrii fondatori, sunt profesor Capăt, nu întâmplător aduc aminte lucrul acesta, ne-am propus mai demult să putem să expunem și noi să facem expoziții, cel puțin de pictură, cu aprobarea, cu un consens și împreună cu domnul doctor Teodorescu, amfitrionul din fericirea acestui spațiu minunat. Am tot amânat acest lucru,
dar iată că salvarea, să spunem, a venit de la, și primul pas a făcut de la domnul profesor, domnul Cunegu Vasilescu, atunci când eu am fost cu domnia sa și mulțumesc încă o dată numele meu și numele bârlădenilor, vreau să fac următoarea remarcă, dacă îmi permiteți o mică paranteză, când am fost și am depus o coloană de flori la căpătuiul celui care a fost Adrian Păunescu, Dumnezeu să vierte, să-i fie țărca ușoară, nici n-am lăsat telefonul jos din mână când i-am făcut invitația maestrului să vină în delegația orașului Dolar, care a depus și a fost acolo la mână și dânsul n-a ezitat și atunci merg de prima dată, pentru că l-a cunoscut, pentru că mi-a mărturisit dânsul, au aceeași origine din Basarabia, încă o dată se demonstrează că sunt gene până la urmă, altă nu se poate, și în numele meu și al nostru a tuturor, îi mulțumesc încă o dată pentru gestul său. Mergea, știu, și domnul Guguianu, dar nu s-a simțit din perioada aceea, nu s-a simțit bine. În orice caz, am vrut să fac acest lucru, să vă spun. Și atunci, domnul Părinu Vasilescu, eu i-am mărturisit cam ce voiam noi să facem și cu fundația, și domnul Părinu Vasilescu și-a dat acordul și a făcut primul pas. Îi mulțumesc foarte mult. Iar așa cum am gândit noi perspectiva evoluției fundației în acest sens, va explica tot dânsul și timpurile, vremea care vine, va demonstra și ne va demonstra că acest regal de astăzi se va reparta cel puțin de 10 ori, spun profesor. Nu mai e nimic de zis, pentru că n-am această calitate, doar simt frumosul care este aici în încontrare, dar calitățile pictorului sunt indubitabile și domnul Conan Vasilescu, repet, a știut atât de frumos, o valență nouă pe care eu nu știam, se cunoaște că a predat în Germania și felicit și pentru acest lucru, poate că în cele 10 întâlniri pe care le vom avea, va mai expune în continuare subiecte legate de frumos, de estetic, de artă, de pictură. În al doilea rând, sau în egală măsură, țin să mulțumesc încă o dată domnului doctor Tăzorescu, sau trebuia să spun întâi doamnei Ana și domnului doctor Tăzorescu, pentru generozitatea și faptul că țin atât de frumos și această galerie de artă, contribuție extraordinară din toate punctele de vedere. Ne-a găzduit, îi mulțumim foarte mult și îl rugăm ca în continuare să ne poată găzdui atât timp cât va permite aceste simeze, pentru că, bineînțeles, domnia sa știți că are o periodicitate și un ritm sufocant, dacă putem spune, pentru expozițiile pe care, repet, cu atâta generozitate și profesionism le organizează.